Bună ziua! Bine v-am găsit din nou la emisiunea Cultură cu de toate la Dobrogea TV. Sunt Alina Vasiliu și astăzi o am alături de mine pe colega mea Mirela Stângă, jurnalist cultural din Constanța. Bine ai venit, Mirela! Bine te-am găsit, Alina! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur să fiu aici alături de tine! Mirela Stângă este, cum am spus, jurnalist cultural din Constanța. A lucrat la ziarul Telegraf și la ziarul Ziua de Constanța, iar după ce a terminat colaborarea cu aceste ziare, și-a făcut o publicație culturală, de fapt singura publicație culturală din Constanța, în afară de reviste. Publicația se numește Cultura Constanța. Mirela, cum este să trăiești o viață întreagă înconjurată de cultură? Pentru că eu întotdeauna, când am avut nevoie de o informație din cultură, am apelat la tine. Întotdeauna când am fost la câte un eveniment cultural, te-am văzut pe tine acolo prezentă și, ca să fiu sinceră, dintre toți jurnaliștii prezenți, erai singura care se zbătea foarte mult să obțină cât mai multe informații și singura care încerca să obțină interviuri de la artiștii prezenți. Cum este? Cum te simți în mediul ăsta cultural? Mă simt foarte bine. Pot să spun că pentru mine cultura a devenit un stil de viață. Nu aș putea să stau departe. De aceea, după ce am renunțat la colaborarea cu ziarele menționate și m-am angajat în altă parte, am simțit că trebuie să fac ceva, să continui. Din acest motiv am făcut acest site, această publicație culturală online cu apariție zilnică, culturaconstanța.ro, și am încercat să rămân în mijlocul evenimentelor, pentru că, așa cum ai spus tu, este foarte important pentru un jurnalist să fie prezent la evenimente. O știre de presă, un reportaj nu se face din redacție, stând în fața calculatorului. De cele mai multe ori în ziua de astăzi, pentru că redacțiile sunt subfinanțate, știm, iar cultura întotdeauna, nu numai acum când redacțiile sunt finanțate, dar eu cred că întotdeauna cultura a fost cenușăreasa presei. Și foarte mulți jurnaliști au evitat domeniul ăsta și pentru că, dacă stai să numeri numărul de accesări sau numărul de oameni care sunt interesați în articolele cu tema asta culturală, cumva jurnaliștii care se ocupă de cultură sunt puțin dezavantajați. Exact, așa este. Când m-am angajat prima dată în presă, în 2006, încercam să colaborez, să vorbesc cu oamenii de cultură să mă ajute și spuneau: vai, dar v-ați ales un domeniu, cel mai greu domeniu, mai greu decât politica, mai greu decât evenimentul, mai greu decât orice. Și am rezistat din pasiune, din dragoste și, în primul rând, din respect pentru oamenii de cultură, deoarece tot auzim în ultima vreme că la Constanța nu există viață culturală. Ba da, există, numai să avem noi timp și ochi pentru a vedea ceea ce se întâmplă. Și aceasta este premiza mea. Corect, corect. Da. Bine, acum, pentru că eu te invitasem să facem împreună rubrica Agenda Culturală din emisiunea mea și am constatat cu surprindere că rubrica aproape a rămas fără obiect, pentru că ne aflăm într-o perioadă foarte dificilă, ne aflăm într-o perioadă de carantină. Virusul ăsta, COVID-ul acesta, a închis toate instituțiile de cultură din Constanța, temporar, dar posibil să se extindă această blocare, această anulare a tuturor spectacolelor. Toate instituțiile și-au oprit funcționarea, practic. Teatrul de stat și-a anulat spectacolele, Teatrul de operă și balet Oleg Danovski la fel, Teatrul de Păpuși, Muzeul de Artă s-a închis, Biblioteca s-a închis, Biblioteca Județeană s-a închis. Și, apropo de lucrul ăsta, am citit pe Facebook o postare făcută de Bogdan Crețu,
care este un critic literar din generația tânără pe care eu îl admir foarte mult. Este profesor universitar la Iași și este autorul unei cărți care mi-a plăcut foarte mult, Utopia negativă în literatura română. A postat pe Facebook ceva, aș vrea să vă citesc. Spune așa: când am scris prima mea carte, acum 100 de ani, am citit și am folosit teribilul eseu al lui Antonin Artaud despre teatru și ciumă. Zicea el acolo așa: din punct de vedere uman, acțiunea teatrului, ca și a ciumei, este binefăcătoare, căci împingându-i pe oameni să se vadă așa cum sunt, le smulge masca, le descoperă minciuna, moleșala, nimicnicia, ipocrizia. Ea zdruncină inerția sufocantă a materiei ce năpădește până și datele cele mai clare ale simțurilor. Și spune Bogdan Crețu în continuare: sunt optimist, vine criza și se simplifică multe. Ne va fi frică, teribil de frică. Ne vom reaminti că suntem muritori. Nici o narațiune consumeristă nu ne-a vândut povestea asta. Ne va fi tot mai frică. Ne vom da seama că obiectele pe care le putem cumpăra nu ne rezolvă problema. Și nici frica. Vom căuta să cumpărăm povești. Ne vom întoarce la literatură. Ce crezi? E posibil ca această criză să aibă și efecte benefice, să ne întoarcem spre cultură, spre literatură, spre povești? Eu cred că da, și aș dori să-ți fac o mărturisire chiar înainte de a veni aici. Am recitit sfârșitul romanului Ciuma de Albert Camus pentru că mi s-a părut, nu știu, mi-am adus aminte de el și l-am recitit pentru a fi în ton cu evenimentele din această perioadă. Da. Și într-adevăr, cred, poate este o perioadă de gândire, de petrecere cu noi înșine pentru exact. A distila evenimentele, anumite trăiri. Da, să consider. Ne regăsim da. Și să scăpăm măcar pentru un timp de consumerism, să ne gândim că poate o nouă rochiță sau o pereche de pantofi nu ne satisface așa de mult cum ne satisface o carte. Poate e un prilej să, cum să zic eu, să pornim așa, să avem un nou început și poate să pornim mai bine de la acest punct. Sunt de acord, da. Lectura mai ales este binefăcătoare, ar trebui să fie ca precum este pâinea și apa pentru noi, așa ar trebui să fie și lectura. Chiar ne hrănește, ne ajută, ne face mai buni. Se spune că ai atâtea vieți câte cărți citești și sunt de acord. Așa e, așa e, da. Corect. Și câte piese de teatru vezi. Exact. Da. Deci cu optimism că spectacolele vor reîncepe la Teatrul de Stat și la celelalte instituții de spectacol din Constanța, încheiem această rubrică. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine astăzi și sper să mai vii, să mai discutăm împreună agenda culturală și în timpuri mai favorabile artei. Sigur, cu mare drag! În continuare, la rubrica Omul Zilei în Cultură, o să vă prezint un interviu pe care l-am realizat cu doamna Carmen Atanasiu, care este redactorul șef al revistei Marea Noastră și membru în Liga Navală Constanța, muzeograf și doctor în istorie, care este și prietena mea personală și pe care îmi face plăcere să vă prezint în cele ce urmează. Suntem acasă la doamna Carmen Irene Atanasiu, redactorul șef al revistei Marea Noastră, revistă care aparține Ligii Navale Române. Doamna Carmen, o să încerc să purtăm o discuție mai neformală, că de-aia am și venit în cadrul acesta neformal. O să vă întreb în primul rând să ne spuneți câte ceva despre revista Marea Noastră, revista pe care o conduceți de când? Din 2015. Despre revistă, câteva etape pe care le-a parcurs de-a lungul existenței, nu? Da. Păi da. Și mai mult, să vă referiți mai mult la perioada în care ați condus dumneavoastră actual această revistă. Da, nu. În câteva cuvinte trebuie subliniat că este revista Ligii Navale Române, așa cum a spus.
asociație non-guvernamentală apolitică înființată în 1928 și merită de spus că printre fondatori a fost Eugeniu Botejan Bart, scriitorul cunoscut, nu? Sim. Așa, ofițer de marină însă, el. În 1931 apare această revistă sub numele de România Maritimă și Fluvială. În 1934 își schimbă numele în mai în Marea Noastră și rămâne așa până în 1949, când comuniștii desfințează interzic și Liga Navală Română și, bineînțeles, revista. A fost o pauză mare, un hiatus. Și a reapărut când? Asta vreau să spun, în 1990. Deci asta este un traseu pe scurt, foarte pe scurt. Ceea ce este însă important, și asta vreau să subliniez, este faptul că această revistă și-a propus de când s-a înființat, din 1931 și până astăzi, inclusiv seria nouă, să facă propagandă, și nu trebuie să ne ferim de cuvântul propagandă, este o propagandă absolut benefică, albă, da, dar care, din păcate, fără urmări deocamdată, prin care întotdeauna am încercat să atragă tineretul către mare și ocupații legate de mare și de apă. Acum se străduiește să readucă România în rândul națiunilor maritime, pentru că în momentul de față ar fi absolut mincinos să spunem că se mai află. Da, e clar, știe toată lumea că marea durere este că nu mai avem flotă. Că nu mai avem flotă. Și asta este însă o altă istorie. În 1990 s-a reînființat revista, de data asta sub conducerea unui viceamiral, Ilie Ștefan, și a unui grup de ofițeri de marină, chiar, cum să vă spun, bine, bine intenționați, mă feresc de cuvinte mari. Este o revistă, din punct de vedere al conținutului, realizată absolut voluntar, este voluntariat în crearea ei, dar e departe de a fi voluntar costul acestei, adică ăsta nu mai e voluntariat, costurile da. Sunt foarte mari. Ce se întâmplă? Deci în 1990 se reînființează, iar în 2010 își schimbă aspectul. Își schimbă aspectul devenind categoric într-un plan, intră într-un plan superior, o structură de altă natură. Este o revistă absolut profesională. Da, da, da. Layout-ul este spus, foarte frumos. Așa, profesională. Da. Tipărită la monitor oficial, cu un tehnoredactor excelent. Iar eu, de când sunt redactor șef, îndrăznesc să spun că conține și foarte puține, cum să spun, greșeli de fond, de problematică, adică aici ar trebui să spun, eu cam sar de la una la alta, dar aici ar trebui să spun că nu avem și supărăm uneori nicio legătură cu a prelua știrea de pe internet. Nu există așa ceva. Cel mult o știre istorică, unde nu e vreo, și noi e de acolo. Fotografia este 98% originală, fotografii, document, pentru care foarte mulți oameni colecționari plătesc. Numai că noi avem colecționari cu care ne ajutăm reciproc și care chiar dau, adică îmi pun la dispoziție, că după aia le dăm înapoi, dar imagine serioasă. Muzeul Marinei ne pune la dispoziție imagine. Bine, eu am lucrat 30 de ani la Muzeul Marinei. Asta și voiam să vă spun, că este un avantaj. Este da. Un avantaj, are o legătură, da? Mm. Și știu și ce poate să-ți ofere instituția aia. Din păcate, destul de puțină lume știe și despre ce este această revistă, ce vrea această revistă și despre valoarea ei, și nu mi-e jenă să spun. O să o vedeți, o să o frunzăriți. Subiectele sunt diverse, și de marină militară și de marină comercială. Trebuie spus că dumneavoastră practic aveți rolul de a menține un echilibru între știrile legate de marina comercială și marina militară, între știrile de actualitate și articolele care țin de istorie, de patrimoniu, de tradiție. Și cred că e destul de greu să faceți lucrul ăsta. Este greu și este foarte greu. De ce? Pentru că, în primul rând, e destul de greu să obții materiale valoroase.
Unele sunt valoroase, vin, ajung la noi. Eu prefer pe cele scrise de oameni care au trăit momentul, dar care de obicei sunt scrise prost. Aoleu, asta n-ar fi trebuit să o spun. Așa. Și pe care, dar nu la toată lumea asta, fără discuție. Am și oameni cu care le suflu ușurată. Dar și materiale la care trebuie să munciți, da, foarte mult. Da. Muncești pe deasupra, dar nu-mi pare rău, pentru că altfel ai pierde un subiect de valoare și chiar un om care trebuie respectat. Na, nu s-au născut toți scriitori sau să aibă... Necazul e că mulți cred că sunt. Și atunci, da. Unul dintre subiectele numărului pe care l-ați scos acum de curând este tragedia navei Independența, petrolierului Independența, și știu că ați avut un unghi mai aparte de abordare a acestui eveniment. Despre Independența am mai scris, despre situația unei asemenea, despre această tragedie am mai scris. Noi avem constanțeni și oameni care au scris, cum e Constantin Cumpănă, el a scos carte despre asta, dar sunt și alți oameni care au avut, ziariști care au avut materiale despre asta. Eu am scris chiar studii legate de sinistrele maritime în flota română. La Independența însă, anul ăsta s-au împlinit 40 de ani din momentul tragediei, în 15 noiembrie 1979. Da. Bun, 15 noiembrie, atunci s-a petrecut catastrofa, au murit 42 de oameni, i-am cunoscut pe supraviețuitori și am mai scris de-a lungul timpului. Greutatea acum a fost să e greu să scrii altceva, că asta a fost. Dar ca să faci un subiect și să comemoreze și să omagieze sacrificiul, dar și să fie puțin altfel. Da. Am reușit cu... și să semene mai puțin chiar și cu cărțile care au ieșit. Eu zic că e bine, adică că a ieșit bine, chiar eu am scris materialul, mi-a venit greu, n-a fost ceva ușor și nici plăcut, dar am găsit rapoarte ale expertului, unul din experții principali ai acestui litigiu maritim, până la urmă asta a devenit. Am găsit oameni care au fost constanțeni, în general ofițeri de marină, absolvenți ai școlii medii tehnice de marină, care au făcut în 9 noiembrie, bine, sigur, puțin înainte de 15, au făcut o pomenire, un parastas, să-i spunem, da, la care a venit ultimul supraviețuitor, a venit expertul nostru, reprezentantul nostru la Istanbul în momentul acela, și s-a omagiat, iar acești oameni mi-au dat și fotografie, mi-au dat și în plus altceva decât aveam, niște materii, nu, care nu schimbă fondul, dar care vii cu ceva mai nou. Inclusiv au făcut un punct muzeistic la Muzeul Marinei, tot acest supraviețuitor. Deci s-a comemorat anul ăsta și s-a omagiat acest lucru. Pentru că este într-adevăr o tragedie, 40 de doamne, 42 și toți tineri, că unul era în vârstă să dispară. A fost cea mai mare tragedie? Da. Cea mai mare catastrofă maritimă. Noi am mai avut, că a fost pe Mogoșoaia, pe Dunăre, au fost și altele. Dar asta a fost pentru flota maritimă, pentru navele maritime, un petrolier de 150.000 de tone care a deversat, că venea, adică a deversat păcura și combustibilul în Bosfor și a distrus, sau de la geamurile Catedralei Sfânta Sofia până la... Iar ei au murit în flăcări. Trei oameni au scăpat, care au sărit în bordul dinspre mare și au fost atât de inspirați să iasă. Și ăștia, culmea, au fost șeful mecanic primul, care ăștia mor primii mecanicii. Uh-huh. Pentru că sunt dedesubt, dar pentru că n-aveau nicio treabă, așteptau pilotul, au ieșit să vadă răsăritul și să vadă... Mă rog, peisajul. Plecarea, da, și manevrele de plecare. Și doi mecanici și un marinar au fost aruncați la peste bord și s-au îndepărtat și au avut noroc, a fost ceva absolut. Vreo 9 ore a stat în apă unul dintre ei până l-au găsit, din cei care au scăpat. Da. Chiar o tragedie. Cu ocazia asta chiar voiam să vă pun așa o întrebare, să fac pe avocatul diavolului. De ce ne mai interesează pe noi istoria marinei,
patrimoniu naval. De ce ne mai interesează să citim despre ele, să aflăm despre ele? Întrebarea este chiar, bine ai spus, avocatul diavolului, pentru că eu m-am ocupat în mod deosebit de flota maritimă comercială de când am intrat eu în domeniul ăsta. Ceea ce întâmplarea a făcut să ajung la Muzeul Marinei în tinerețe, după ce am terminat facultatea și să mă specializez. Și la un moment dat am fost unul dintre cei s-au considerat foarte bun pe domeniu. Ei, primul lucru care m-am lovit a fost cât s-au luptat românii, și știu că sună patriotar patriotar, da. Dar nu e adevărat, cât s-au luptat ca să demonstreze că România este o țară sau o nație care poate avea, care are tradiții maritime și are inclinații de genul acesta pentru asemenea activități. Pentru că ei spuneau, păi, dacă n-ați avut Dobrogea, nu știu câte, adică 400 de ani sub ocupație turcească, n-ați avut, nu e adevărat, avem rețea navigabilă, aproape toate marile râuri românești, plus Dunărea, sunt rețea navigabilă, plus teritoriile astea chiar ocupate de turci n-au rămas nelocuite. Și s-a practicat navigația, inclusiv moldovenii lui Ștefan cel Mare, și nu este o figură de... Adică nu este o invenție. Ștefan cel Mare a construit un far la mănăstirea Zoografului la Muntele Athos. Pentru ce ai fi făcut un far pentru corăbie? Dacă n-ai fi avut și, cel puțin ăsta era argumentul meu când vorbeam, dacă n-ai fi avut și navigație sau măcar navele, corăbiile tale n-ar fi navigat pe acolo. Cert este că în 1895 s-a înființat Serviciul Maritim Român ca instituție de stat națională de navigație, ceea ce asta s-a cam dus, și în 1890 fusese înființat Navigația Fluvială Română, tot ca instituție. Acest SMR, Serviciul Maritim Român, a reușit să se doteze, să facă serviciu de pasagere, care pe la 1906, cu pasagerele noastre, cum să spun, acaparaseră traficul de turiști în Mediterana. Cereau bilete pentru navele noastre, turiști care veneau din lume. Da, vorbeau de la steward și de la ultimul om din personal până bine la comandant, vorbeau mai multe limbi străine, nu una. Adică erau serviciile foarte bine puse la punct. Iar în 1897 s-a înființat și primul serviciu de cargouri, de nave de transportat marfa. Constanța Rotterdam a fost ăsta. Iar prima linie maritimă. Bun. Cert este că intrăm în al doilea război mondial cu vreo 30 de unități, ieșim cu 3, pentru că restul au fost cufundate, bombardate și rechiziționate de ruși și n-au mai fost date înapoi. Transilvania a fost dată înapoi. Au fost două nave surori, Transilvania a dat-o pasagere splendide. Basarabia a oprit-o și au botezat-o Ucraina. Eu încerc să spun și mult. De ce, și de, și să... de ce pe una au dat-o înapoi și pe cealaltă nu? Cum a fost justificată păstrarea păi celeilalte? Păi nu, n-a fost. Au trebuit să s-au hotărât să dea ceva înapoi. Aha. Și au dat, printre altele, Transilvania, nava școală Mircea, în 46. Și una asta, Basarabia, au ținut-o. Eu știu, erau prietenii noștri de la răsărit. Da. Nu? Submarinele, un submarin a oprit. Deci, da. Cert este că am ieșit goi din războiul al doilea. A fost un slogan în interbelic în care se spunea că marina este un prea mare lux național. Și cine a lansat acest slogan? Asta spuneau politicienii în momentul ăla. Cam mai toate așa. Iar cei din marină, cum a fost și revista Marea Noastră, a fost o revistă și Liga Navală care a militat și au susținut că nu e adevărat. Că marina nu este un lux național, că este necesară și că avem tradiție în domeniu. E, bun, se pare că acum se pare că ne întoarcem, nu știu cum să spun, la a demonstra același lucru. Trebuie să demonstrăm din nou. Cert este că am ieșit din războiul al doilea cu aceste 3 nave. Până în 1960 am avut 10 în total și numai, cum să spun, vreau să folosesc o expresie neacademică, numai nave de mâna a doua, parte date de ruși, ce au vrut să dea în cadrul acelor societăți sovromurile și a fost și Sovrom Transport, sovieto-române. În 54 se înființează Navromul,
În 65, Sârșu, așa, construim prima navă în România de 4.500 tone de duit, capacitate maximă de încărcare, Galați, la Galați. Uh-huh. Bine, tot am cumpărat și am construit și în țară. Cert este că la 1989, deci în 1990, aveam 307 nave maritime și în jur de 650 nave fluviale. Era una din cele mai mari flote la fluviu, dintre cele mai mari din Europa. Dar și 307 aici, parcă, acum foarte, să spun prostie, eram cam pe locul 7. Acum, și aici vorbim numai de marina comercială. Marina civilă, păi aia militară aici nu are nicio, n-avem de ce, așa. Da, de marina civilă vorbim. Deci 307, aici știu că acum o să apară o serie întreagă întrebări. Da, dar ce s-a făcut flota, ce s-a făcut nu știu ce? Să știți că cauzele pentru care ea a dispărut sunt multiple. A fost o cauză și la ce s-a întâmplat, că noi am avut multe nave, dar a fost o, cum să spun, o creștere umflată, o creștere ușor artificială. Multe din numărul ăsta nu mai făceau față, erau îmbătrânite. Uh-huh. Îmbătrânite. Altora, cam asta a fost principala, îmbătrânirea a fost principala și cauză. Și multe dintre ele probabil s-au dus la fier vechi. Aia e altă poveste. Acolo, da, s-au dus la fier vechi pe preț foarte mic și, mă rog, s-a câștigat în felul ăsta, dar eu nu pot să pun această ștampilă. Cert este că pe aceste nave învechite, flotă învechită, cam la 25 de ani trebuie să schimbi ori astea, aveau multe dintre ele, aveau mulți ani în spate. Există organizațiile internaționale, în special cele care vizează siguranța navigației, care ne opreau în porturi și se plăteau niște amenzi, contrastatici, niște amenzi teribile și te și arestau, rămâneai acolo. Și încet, încet armatorii au spus, dar nu-mi trebuie, că îți crea belele. E adevărat că după ce parte din ele s-au vândut, cum s-au vândut, după aia ele afară au fost recondiționate și navigă. Dar trebuia să bagi bani în ele și n-a fost nimeni dispus să bage bani în ele. Acum eu zic să depășim momentul, că asta e altă discuție. E o discuție mai... Dar e o discuție care cred că îi preocupă pe foarte mulți care sunt legați de acest domeniu și pe care dumneavoastră cred că periodic trebuie să o abordați într-un fel sau altul. Pentru că face parte din actualitatea... În mare măsură, eu acum am să recunosc un lucru. Evit să abordez aceste subiecte de tipul ăsta cu oameni pe care îi simt de la început ca o idee bătută în cuie și vor să creadă așa. Și atunci, asemenea, oameni nu-i poți convinge. Corect. Eu dacă îi spun cuiva că exista și un motiv pentru care această flotă nu putea să mai funcționeze în felul acela, sigur. Și începi imediat să te direcționeze pe diferite simpatii politice sau nu, ceea ce nu mi se întâmplă sunt prea în vârstă ca să mai am simpatii foarte profunde, știi? Să încerc să fiu cât pot de echilibrată. Da. Dar vă este greu să găsiți colaboratori benevoli pentru a scrie pentru revista pe care o conduceți? Relativ, pentru că întâmplarea face că știu la cine să apelez. Sunt oameni și am câștigat deja îmi vin din ce în ce mai multe propuneri, materiale. Să spunem mai că greu revista, să păstreze echilibru. Se găsește mai greu. Se vinde la Cărturești în Constanța. Cei care o, cum să spun, care o vehiculează, o sponsorizează, nu vor să o punem încă pe online, nu se pune online, se coperta, cuprinsul, am mai scris din când în când cam ce rezumă, nu. Ajunge la ministere, la capitanii de port, dar eu știu foarte mulți oameni care vor revista și strigă după mine pe stradă când apare. Dar sunt oameni care știu despre ce este vorba. Așa degeaba spun, că eu se întâmplă, dar m-am potolit, zic că, ei, lucrez la o revistă, sunt ocupat. Și se uită și câte unii lung la mine s-au gândit, știe ce bălărie, ce prostie. Și nu este, o să vedeți că nu este. Aș vrea să mai adaug ceva. Este o revistă foarte, o idee principală aici, nu sunt numai vapoarele,
creșterile de flotă și așa mai departe. Să știți că chiar militează pentru reînființarea, nu știu cum să-i spun, a flotei maritime comerciale, pentru învățământul de marină care să fie mai adus la ce trebuie în ziua de astăzi. Foarte mult pentru revenirea pavilionului românesc la România, că s-a vândut pavilionul nostru, așa. Chiar ăsta este pavilionul în lacrimi. Da, da. Asta vrea să spună. Așa. Și asta a apărut cu ocazia, practic cu ocazia zilei de 1 decembrie. Da, tehnoredactorul nostru, Costel Mitu, îl cheamă și este un chiar talent. Chiar voiam să vă rog să-i menționați să-i numele, pentru că layout-ul este Este un de inginer, da. Un talent, fotografiile le mai scanez în mare măsură și eu și le trimit, dar el le prelucrează. Le prelucrează excelent și lăsând pe lângă asta, este și un om foarte deștept ca... Adică dacă vrea să scrie ceva, scrie bine. Uh-huh. Scrie bine, dar scrie rar. Asta e așa. Foarte bine, pe toate. Foarte bine scrie cel care chiar publică, care face editorialul, lui Laurențiu Mironescu, eu nu discut acum, dar care este foarte talentat, scrie foarte bine și este chiar din tot sufletul cu readucerea flotei maritime în istoria recentă, da. Pavilionul României. În contemporanitate. Adică, cum să vă spun, cred că în viitor, dacă cineva o să întrebe ce ați făcut totuși pentru marina asta, iar eu sunt ultima, dar nu sunt chiar ultima. Nu, de ce? Nu sunt chiar ultima, totuși mă întreb cât sunt, reviste, da, așa. Putem să spunem, uite, ai o dovadă scrisă că te-ai zbătut sau a încercat, că nu urechile oamenii nu aud, asta este cu totul altă treabă, dar se încearcă și nu se încearcă numai locul. Adică ăștia ajung până la minister, până peste tot și cu de multe ori subiectele sunt venite să ajungă acolo. Poate totuși ar fi o idee bună să fie făcută accesibilă online, pentru că ajunge la mult mai multă lume. Multă lume vrea, asta nu mai ține de mine. Da. Chiar nu mai ține de mine, că din moment ce 300 de câte miliarde a costat, că mi-am și notat aici, vreo 300 de mii de roni, de lei noi costă tirajul pe un an, nu poți să te bagi pe distribuție, adică distribuția se face așa cum au hotărât totuși sponsorii, dar ea se distribuie și ajunge. Dar mi-ar place să ajungă la mai multă, uite, da. Păreți interesați, că da. Și cred că n-ați văzut-o până acum cu unii. Da, eu da. Tu eu da. 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 Toate numerele. Da. Da. Doamna Atanasiu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile pe care ni le-ați spus astăzi. Vă felicit pentru revistă, pentru că chiar cred că meritați felicitări pentru munca asta benevolă. Da, toți sunt cei care... Și dar și dumneavoastră, scriu, pentru că este foarte greu să integrezi atâtea materiale, să editezi. După ce am făcut o viață și îmi place. Și știu, e mai ușor când știi despre ce e vorba. Deci meritați felicitările mele, ale noastre, ale tuturor celor care citesc această revistă. Și eu și echipa, cel puțin persoanele despre care v-am spus, sigur. N-am avut în viața mea o asemenea colaborare de bună și am lucrat în mediu și militar și așa mai departe. Nu. Oameni care se respectă și lasă... Câte numere apar pe an? 4. De când și-a schimbat figura așa în 2010, în stilul ăsta, au apărut vreo 40 de numere. Și asta am spus, n-am spus și vreau să vă arăt. Sunt numere în care apar pe puțin 300 de personalități ale marinei, nu-i vorba istorice, în general, prezentate, și peste 500 de iluștri necunoscuți, dar de fapt marinari, navigatori. Adică foarte multă importanță punem pe om, că tot vorbim și eu, jumate din cariera mea am vorbit vapoare, nu știu ce tonaje, dar omul e, da. Omul sfințește locul. Da. Mulțumesc și așteptam numărul următor. Eu cel puțin aștept să îmi spuneți când apare. Abia l-am terminat postarea, ăsta e ultimul pe anul ăsta, da? Da, da, în martie, februarie-martie. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc frumos!
Astăzi o să prezint o carte foarte frumoasă, Din Calidor, de Paul Goma, o carte care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar recenzia pe care am scris-o pe goodreads.ro, vă reamintesc că este o aplicație pe care puteți să vă înscrieți și să găsiți cărți de citit, cărți bune de citit, este aceasta. Mult mi-a plăcut scriitura. O carte care ar merita așezată lângă Creangă sau chiar mai sus, căci aici nostalgia Arcadiei copilăriei este dublată de relatarea cu ingenuitate paradoxală a tragediei românilor din Basarabia, confruntați cu bolșevismul, cu imperialismul rusesc, cu toate persecuțiile de după 1940. Personajele sunt schițate voit incomplet, păstrând perspectiva limitată a receptorului copil, dar sunt schițate superb, mai ales Moș Iacob, premarele, adică primarul, butnar de meserie, adică făcător de butoaie. Iar idiolectul basarabeano-copilăresc pe care Goma îl creează este absolut adorabil. Cartea merită să apară și într-o antologie a prozei erotice românești cu unele fragmente memorabile, în care protagonistul Copilandru este inițiat în arta amorului și începe să-și caute cu șiretenie prilejul de apropiere cu fetele din sat. Abia după ce am citit această carte, am căutat referințe despre ea și am descoperit că un jurnalist pe care eu îl respect în mod deosebit, fără să-l fi cunoscut vreodată, jurnalistul Viorel Ilișoi, după ce a citit cartea Din Calidor, pe care a admirat-o foarte mult, și-a dorit să ajungă neapărat în satul copilăriei lui Paul Goma, Mana, din Basarabia, și a ajuns acolo și a scris un reportaj despre acest sat pe care îl puteți găsi pe internet. Actorul Vasile Cojocaru avea doar 60 de ani, abia împliniți, atunci când a plecat dincolo, într-o zi geroasă de ianuarie a anului 2010. În ianuarie 2020, exact în ziua când s-au împlinit 10 ani de atunci, Teatrul de Stat Constanța a programat un spectacol In Memoriam. Colegii din teatru și din universitate, foștii studenți, prietenii, familia, spectatorii care și-aduc aminte de el au fost invitați de Teatrul de Stat Constanța să participe la acest eveniment artistic. Actor, poet, profesor de actorie, Vasile Cojocaru, Ică pentru prieteni, a marcat în multe și frumoase feluri viața culturală a orașului în care s-a născut și viețile constanțenilor care l-au întâlnit. A debutat la Constanța în 31 octombrie 1974, odată cu regizorul Silviu Purcărete. A fost un actor splendid, cu un talent copleșitor, cu o voce excepțională, gravă și pătrunzătoare. A realizat peste 50 de roluri pe scena teatrului, a scris scenarii de teatru antic, cuplete de musical, a jucat în filme, a publicat mai multe volume de poezie, consacrându-se ca o mare personalitate culturală a orașului pe care l-a iubit. A lăsat în urmă amintiri frumoase și regrete sfâșietoare. În 2001, regretata Georgeta Mărtoiu, secretar literar al Teatrului Constanțean, scria despre Vasile Cojocaru în volumul Talia Exponto. Toate rolurile jucate de Vasile îl atestă ca pe un actor cu mare personalitate, cu gândire înaltă și cu inteligență de sub al cărei control nu scapă nimic. O stare imprecisă și neliniștitoare de tristețe, zădărnicie, aspirație spre imposibil sau spre nicăieri, venind toate de dincolo de cuvintele textului, învăluie eroii săi dramatici, apropiindu-i de sufletul spectatorului și fixându-i definitiv acolo, mai bine decât ar face-o vorbele. La întâlnirea în memoria lui Vasile Cojocaru, amfitrionul a fost actorul Liviu Manolache,
unul dintre cei care au jucat pe scenă și în viață alături de regretatul Ică. Au fost prezenți și și-au amintit de el venerabilul actor Alexandru Mereuță, Anaita Vitian, cea care a fost timp de mai multe decenii secretar literar și consultant artistic al Teatrului Constanțean, actrița Cristina Oprean, care a recitat câteva dintre poeziile scriitorului Vasile Cojocaru, balerinul și coregraful Călin Hanțiu, prieten și coleg în toate cele artistice. Călin Hanțiu, unul dintre cei mai mari prim balerini ai României, solist al Teatrului de Balet din Constanța, a evoluat pe marile scene ale lumii, interpretând roluri dintre cele mai dificile. A lucrat cu maestrul Oleg Danovski și a predat arta baletului în Germania și în Italia. A dansat până la vârsta de 50 de ani, iar acum este maestru, coregraf și regizor. El a ținut să dedice memoriei prietenului Vasile Cojocaru ultimul său dans pe scena teatrului în care și-a petrecut cei mai mulți și cei mai frumoși ani. Călin Hanțiu, mi-ai spus că în seara asta vei dansa în memoria lui Ică Cojocaru pentru un anumit motiv. Care este acela? În primul rând, faptul că a fost o legătură deosebită între actorii Teatrului Ovidiu și compania de balet clasic și contemporan. În primul rând pentru asta. Deci a fost o legătură deosebită în perioada în care noi ne-am înființat în 79. Iar al doilea motiv este că pe această scenă unde vom face acest spectacol memoria lui Ică Cojocaru, mi-am început activitatea acum 40 de ani în Constanța. Și am zis că merită, că m-a adus Ică într-un fel cu acest moment, să vin să-mi iau un fel de rămas bun a ceea ce am început acum 40 de ani. Și cum? Cum a fost acest început? Straniu. Cum te-a adus Ică? Cum? Ică m-a adus în sensul că îl sărbătorim. Și pentru că știu că el a iubit întotdeauna baletul și a ținut foarte mult la noi, la compania de balet, venea și la repetiții și făcea o deosebită plăcere să stea lângă maestru Danovski, să vadă repetiții, să învețe, să... Și în afară de ei, a mai fost Liviu Manolache, a mai fost Andrei Mihalache, a fost Dominic Dembinski. Deci au fost niște băieți care, împreună cu noi, eram la începutul lui drum. Ei erau în lansarea activității teatrale, noi în lansarea companiei de balet. Și s-a creat o simbioză a creațiilor și a stărilor de bine, care nu știu dacă s-au mai întâmplat vreodată în țară, așa ceva. Ce se aduce aminte de Ică Cojocaru? Simplitatea lui. Și am zis întotdeauna că oamenii simpli sunt foarte talentați. Bineînțeles, vocea lui extraordinară și noi, întotdeauna fiind balerini, am fost într-un fel minimalizați de operă, de filarmonică, de actor. Și aici am găsit un egal, adică un fel de tet-a-tet profesional care ne-a dat un imbold și o stare de bine, că eram respectați și doriți de a fi alături de ei și alături de exemplu, a fost o foarte bună legătură și cu artiștii plastici din Constanța, cu Tițoi, cu Besu Marieta, cu alți creatori de artă. Și am zis, trebuie ca să particip la acest spectacol, măcar cu o mișcare coregrafică, pentru că, normal, la vârsta mea și neantrenat. Dar mi-am adus un discipol, un băiat, Marius Marin, cu care am lucrat 4 ani de zile și a devenit și el balerin la Teatru de Operă și Balet din Constanța și am zis că merită acest moment. Așa mi-a fost dat, așa l-am simțit. Starea sufletească nouă ne dă imbolduri. Așa sunt artiștii. Da. Și îmi place ca să cred în ceea ce se va întâmpla în această seară, să comemorăm acești oameni care au făcut
foarte mult pentru arta constanțeană, cum am făcut și noi, și Danovski, și noi balerinii care l-am susținut în ceea ce am muncit, și cu Aurel Manolache, care a avut extraordinarea idee de a crea această companie în Constanța, cu această scenă mică la care de multe ori spuneam Balșoiul Constanței, pentru că nu renunțam la nicio reducere a spațiului, din cauza spațiului, a variațiilor, a... totul se întâmpla așa cum era scris la carte, cu pas de deux, cu variații, cu tot ce trebuia. Au fost ani foarte frumoși, ani foarte strani. N-au fost grei pentru că eram tineri și era nebunia, efervescența de a ne lansa și de a fi creativi și devotați a ceea ce am hotărât să facem. Mulțumesc frumos și succes mult în drag. Seara asta. Doamne ajută să rămână.
Cristina Oprean face parte din vechea gardă de actori ai Teatrului Constanțean, este o artistă versatilă, care abordează curajos orice rol și culege la fiecare reprezentație aplauzele generoase ale publicului. A recitat câteva dintre sensibilele poezii ale lui Vasile Cojocaru din volumul Vedere din Mirador și ne-a povestit întâmplări din turneele de altă dată. Dragă Cristina, în seara asta îl comemorăm pe Vasile Cojocaru, Ica Cojocaru, cum îi spuneai și tu, cum îi spuneam și eu, cum îi spuneam cu toții. Și aș vrea să-mi povestești o întâmplare pe care ți-o amintești cu Ica. Da, mi se pare ciudat cuvântul ăsta, comemorare. Pentru mine Ica e, nu-l văd, dar e. O întâmplare. Venisem în teatru în 86 și în anul acela marea a înghețat marea, zăpadă. Da, și cum gheață. Se întâmplă rar, dar rar, se întâmplă. Se întâmplă. Da. Până atunci, eu nu fusesem la mare decât vara și trebuie să spun că am venit la mare pentru că iubeam foarte tare marea, deci era locul viselor mele. Pentru mine marea însemna soare, nisip și apă, apă sărată. Bun. Vin la Constanța, repetam parcă la Sânziena și pe Pelea, nu mai știu sigur. Și zăpadă și mare înghețată. Și discutam în foyer, acolo unde ne strângeam toți actorii, discutam despre acest eveniment pe care nici ei nu-l trăiseră de foarte multe ori. Iar eu eram siderată, nu pricepeam cum adică mare înghețată, cum adică zăpadă pe nisip. La care Ica zice, uite, vrei după ce terminăm repetiția să mergem, să facem o plimbare pe malul mării, ca să vezi cum e? Bineînțeles că am zis da. Și am avut un șoc. Nisipul nu ardea, era zăpadă, deci era rece, iar pe dig se formase resursuri care erau sărați. Imaginea asta cu această diferență între ce ai sigur în tine și brusc surpriza, asta îmi definește ideea de Ica. Ica era un om normal, nu o persoană care să te epateze în momentul în care îl întâlnești. În momentul în care îi întâlneai sufletul și vorbeai cu el și îți comunica, îți dădea din prea plinul lui,
în momentul ăla era, se crea această diferență între nisipul care frige și țurțurul sărat. Asta înseamnă pentru mine Ica. Mulțumesc. Și îl iubesc. Cum îl iubim toți. Toți. Lecție de dragoste la prima vedere. Așa s-a intitulat spectacolul pe care Ica Cojocaru și Liviu Manolache l-au susținut împreună cu mulți ani în urmă, pe versurile primului și muzica celui de-al doilea. Cei doi tineri și frumoși artiști au avut un succes copleșitor. Amândoi am trecut prin experiența aceasta și poate și mulți dintre dumneavoastră. Atunci nu puneam ochelarii. Câmpia de maci și stea ta mie în primul rând lasă-mi strada, iar din prima ploaie cât poți lua, iar din ea oprește-mi zăpada. Am urgul să-l împărțim pe din două, era și o bancă, îmi amintesc. Lasă-mi floarea cu bobul de rouă, din iubire ia tu te, eu iubesc. Ochotele des le abandonăm, îmi reproșurile să le împachetez. Hai ultimul disc amândoi să-l danscăm, sau mă rog dacă vrei ți-l cedez. Hohotele de râs le abandonăm, dăm reproșurile să le împachetez. Hai ultimul disc amândoi să-l dansăm, sau mă rog dacă vrei ți-l cedez. Plec cu partea mea de tristețe, de amintiri, de bucurii și de vise. Am uitat să-i dau ziuei binețe, de panica ușii închise. Drumul-i lung și primejdii pândesc, l-a răspândit și în marea cu valuri. Mai târziu am să mă odihnesc pe pachetul meu cu idealul. Hohotele des le abandonăm, dăm reproșurile să le împachetez. Hai ultimul disc amândoi să-l dansăm, mă rog, dacă vrei, ți-l cedez. Hohotele de râs le abandonăm, îmi reproșurile să le împachetez. Hai ultimul disc amândoi să-l dansăm, să mă rog, dacă vrei, ți-l cedez. Asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare din nou la Cultură cu de toate.